Există o regulă în psihologie conform căreia orice schimbare serioasă din viața noastră are nevoie de o perioadă de 3 luni, 100 de zile mai precis. Se aplică în toate direcțiile, inclusiv în modificarea radicală a alimentației. În prima parte a vieții, copiii sunt îndemnați să învețe din toate, astfel încât creierul în formare să nu își taie din ramuri. Același lucru este valabil și pentru sistemul imunitar. Copilul vine pe lume steril, iar din aer, din apă, de pe pielea mamei, începe să se colonizeze cu bacterii. De la naștere și până la 24 de ani, atât ia zonei prefrontale din creier să ajungă la maturitate. Se numește creierul social. Ne ajută să comunicăm și să luăm decizii. Margareta Coșuba, medic primar neurolog. Numărul de neuroni maxim înainte de pubertate în zona prefrontală și în timpul pubertății. Stimulat și hormonal și evolutiv, încep să se aranjeze lucrurile și să se structureze. Deci, ce nu folosești, se duce. El își face așa o ajustare ca și cum tunzi un copac. Ramurile care nu îmi trebuie le tăiem. În prima parte a vieții, copiii sunt îndemnați să învețe din toate, astfel încât creierul în formare să nu își taie din ramuri. Același lucru este valabil și pentru sistemul imunitar. Copilul vine pe lume steril. Din aer, din apă, de pe pielea mamei începe să se colonizeze cu bacterii. Sunt prietenele noastre de când existăm pe pământ. Veronica Lazar, profesor biologie. S-au adaptat la viața în organismul nostru și sunt tolerate aici pentru că organismul are beneficii de pe urma lor. Ele beneficiază de hrană și de protecție. Noi beneficiem de această stimulare normală a sistemului imunitar. Toate aceste bacterii participă în primii ani de viață la imunoreglare. Procesul corect în copilărie vă ferește de boli autoimune și alergii. Veronica Lazar, profesor biologie. Asta înseamnă că stimulează anumite celule ale sistemului imunitar. Unele cu efect proinflamator, altele cu efect antiinflamator. Dacă sunt echilibrate, e bine. Omul este sănătos. De aceea, copilul și adultul trebuie să se murdărească. Cel mic are nevoie să meargă în natură, să bea apă dintr-un izvor, să mănânce un fruct nespălat sau frunze comestibile nespălate. Un ajutor imunitar vine surprinzător de la animalele de casă. Toate aceste contacte cu microorganisme sunt destabilizate în special în copilărie de aparate care filtrează aerul, de dezinfectante pentru piele, de antibiotice luate fără logică. Medicamentele, spre exemplu, distrug și bacteriile generatoare de boli, dar și pe cele care ne fac sistemul imunitar deștept, asemenea creierului uman expus la informații. Relatează știrile ProTV.ro.